Pentru a consolida platforma, da. De data aceasta, veți candida din partea platformei, da, la prezidențiale? Sau iarăși veți discuta cu doamna Sandu cine va candida ca și la... unicul candidat de partea blocului acum? Să știți că un partid politic responsabil cum este platforma, da, nu pune așa lucrurile, nu tratează așa lucrurile. Voi candida eu pentru a consolida partidul. Poate mai degrabă invers. Vom consolida partidul pentru a putea veni cu o candidatură solidă la următoarele alegeri prezidențiale. Vedeți candidat sau nu? V-am spus, este prematur în momentul de față să vorbim despre uh, alegerile de peste un an. Dar de zi. credeți că blocul acum ar trebui să meargă cu un singur candidat? Sau e posibil să fie doi candidați? Eu cred Platforma că... Platforma, da, PAS, să ai doi candidați. Ceea ce cred eu este să depunem cu toții, dar absolut cu toții, eforturi ca ceea ce înseamnă cea mai mare amenințare pentru Republica Moldova. Și aici vorbesc despre Igor Dodon personal de acest individ, un laș, un fricos, un trădător, un om în stare să dea foc la această țară doar să-și obțină al doilea mandat. Deci ceea ce spun eu este că toți dar absolut toți trebuie să depunem eforturi ca acest om să nu mai ajungă în al doilea mandat. Și eu voi face tot ce-mi stă în puteri ca în această generație, acest individ. Domnul Stasi, în 2016 anume nu pentru aceasta că el să nu devină președinte, s-a decis că e bine să cedați și să o lăsați pe de să. Am făcut acel gest. Da. Acum, pe în care... 2020. Da dumneavoastră sunteți din nou dispus să, să vă retrageți, să o susțineți pe doamna Sandu? Sau considerați că imers ar trebui doamna Sandu să se retragă? Sau urmează să negociați? Cred cum că aici simți, mai degrabă trebuie simți să simți mă întrebați pe doamna Sandu decât să mă întrebați pe mine. Pentru că cum îi consider domnia sa. Eu ceea ce vreau să vă spun este că am închis un ciclu. Vreau să vă amintesc că în 2016 eu am făcut o propunere. Să merg la președinție, să provoc atunci alegerile anticipate, pentru că așa, așa era corect, așa cerea strada, așa cerea lumea, așa cerea oamenii. Iar doamna Sandu să aibă uh, prioritate pentru funcția de premier. Asta a fost propunerea mea din 11 octombrie 2016. S-a încheiat un ciclu în care partidele noastre au funcționat așa cum au funcționat, Platforma de Demnitate și Adevăr a militat în permanență pentru unitate, pentru unitate în Parlamentul Republicii Moldova cu o singură fracțiune, pentru unitate la Consiliul Municipal, pentru unitate la o, un candidat la primărie, pentru... Deci avem un ciclu Ciclul încheiat. Ciclul închis înseamnă că a, avem un în, urma... ciclu, în, următorul, în următorul ciclu veți opta pentru... Nu pentru unitate, sau pentru ce? din potrivă, Eu v-am spus ceva mai înainte. E nevoie de consolidarea tuturor forțelor din această țară. A Oamenii forțelor... vor să audă concret. <coughs> și Cine el va con La momentul oportun... Cine el va uh, confrunta ca și candidatul unic. Maia Sandu sau Andrei Nastasie? Ceea ce pot să vă spun astăzi, Natalia, pentru că este prematur să vorbim despre... E că voi fi coșmarul lui Dodon, pentru că Așa se prefigurează. Văd că văd de cine se teme, văd pe cine atacă. Așa a făcut în 2016 Plahotniuc împreună cu Dodon. Amintiți-vă, vă rog, să da? amintiți-vă toate numerele în 2016 pe cine erau puse. Pe mine. Am rezistat atunci, voi rezista și acum. Și voi, fi coșmarul, lui voi Dodon. fi coșmarul lui.